încredere în microfoanele portabile, că sunt cu baterii chinezești și te lasă exact în mijlocul predicii. Eu sunt român, trebuie să mă agăț de ceva, să am un fir, să mă pot uita. Bine v-am regăsit! Îmi dau seama că în afară de familiei mele nu i-a fost nimănui dor de mine. Totuși eu, chiar dacă voi nu vă bucurați, eu mă bucur că vă văd, dar nu ca despot vodă, mă bucur că vă văd, fiindcă unde sunteți voi este bucurie și unde sunteți voi este inspirație și nădejde. Dacă voi sunteți atâția într-o zi de marți când sunt trei ceasuri rele, ce va fi mâine când sunt trei ceasuri bune? Slăvit să fie Dumnezeu! Salutăm și Alfa și Omega, televiziunea creștină, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Haideți să le fluturăm și, nou, și lor un semn de bun venit. Aș vrea această seară în nu știu, scurte cuvinte să nu păcătuiesc, deci să vă spun despre un lucru. Iubiții Domnului, există în viață un secret atunci când vorbim de greutățile vieții. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi o să experimentăm ceva supărări, necazuri, poate chiar drame. Seara aceasta s-a vorbit despre cancer, s-a vorbit despre greutăți din acestea extraordinare și trecând din localitate în localitate am văzut că Dumnezeu într-un fel lucrează într-o zonă, într-alt fel lucrează într-altă zonă. Bucureștiul este deosebit de Moldova, Moldova se deosebește de Ardeal, dar o constantă există. Peste tot supărările sunt la fel. Necazurile sunt la fel peste tot. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în casa Martei a intrat Domnul Iisus Hristos, asta ne spune Luca 10, și în momentul când a intrat în casă au fost două reacții diferite, propriu zis. Marta nu apare de la început, Marta apare un pic mai târziu. Cea care apare de la început este Maria, care spune Biblia, se așează la picioarele Domnului Iisus Hristos și sorbea cuvintele și se bucura extraordinar de prezența Lui și mai ales de ceea ce spune El. Marta vine un pic mai târziu și spune Domnului Iisus Hristos, nu-ți pasă că sora mea nu mă ajută, eu sunt așa de împărțită și frământată cu slujirea, nu-ți pasă, îl întreabă pe Domnul Iisus. Atitudinea aceasta, dragii mei, este o atitudine care trebuie să ne dea nouă de gândit și am să vă spun de ce. Avem tendința în biserică să judecăm pe oameni funcție de ceea ce noi credem că este bine, funcție de ceea ce ne reprezintă pe noi. Marta a venit și a făcut din problema ei de familie o problemă care, propriu zis, n-ar fi trebuit scoasă afară. Când te duci să te plângi în fața unui străin, fie el chiar Iisus Hristos, tu nu faci altceva decât să rușinezi pe membru familiei care stătea. Unul dintre lucrurile care este trist, zic eu, în zilele noastre, este că judecățile pe care noi le facem împiedică pe oameni să mai vină în locul în care noi suntem. Propriu zis, Marta ar trebui să o ia pe Maria să-i spună, măi Maria, eu sunt obosită și aș vrea să mă ajuți. N-ar fi trebuit să le ia martor pe oaspetele ei din casă, să se ducă în fața oaspetelui să-i spună, Maria nu vine să mă ajute și ție nu-ți pasă de lucrul ăsta. Plus că asta denotă faptul că noi nu știm să ne purtăm cu oaspeții din casa noastră și mă tem că uneori așa este și cu Dumnezeu. Propriu zis, în momentul în care și eu am fost într-o anumită casă și mai multe case, numai într-una, și soții au început să se certe privitor la cum îmi place mie cafeaua. Unul zicea nu-i place cu zahăr. Și soția zicea, ba, îi place cu zahăr. Soțul spunea, nu-i place cu zahăr. Ba, da, îi place cu, cu zahăr. Și după ce o bună bucată de vreme s-au tot ciondănit, eu am firav, așa am ridicat glasul și am zis, nu vreți să mă întrebați pe mine. Eu eram acolo, le puteam spune, propriu zis, ce anume îmi doresc. Când Iisus Hristos a intrat în casa Martei, ar fi putut Marta să-L întrebe, ce-ți dorești tu, Hristoase?
și propriu zis ce îți dorești tu când ai venit în această casă. Și dacă l-ar fi întrebat pe Domnul Iisus Hristos, i-ar fi spus că își dorește probabil tihnă și își dorește liniște și că își găsește plăcerea în Maria, cea care stătea la picioare, și își găsește plăcerea în a împărtăși din lucrurile lui Dumnezeu, pentru că într-o împrejurare care ne ajută să înțelegem, Iisus Hristos era flămând, era însetat, s-au dus ucenicii să aducă mâncare, el a rămas acolo în Samaria, lângă fântână, și la un moment dat vine o femeie, stă de vorbă cu ea despre lucrurile lui Dumnezeu, și așa de bucuros a fost că femeia aceasta a primit mesajul împărăției, că atunci când s-au întors, ucenicii l-au văzut ca și cum ar fi fost proaspăt, hrănit, plin de energie și au zis, ai mâncat? Cine ți-a dus de mâncare? Și Domnul Iisus a spus, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis. Probabil că dacă l-ați fi întrebat pe Iisus Hristos ce își dorește, ați fi aflat că Domnul Iisus Hristos nu își dorește o mulțime din lucrurile pe care le dăm noi. Dumnezeu nu își dorește agitația, nu își dorește poate kilometrii pe care îi facem noi, cât de mult își dorește Dumnezeu să stăm în intimitate cu El. Și Maria a înțeles lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră, tendința aceasta a Martei a fost aceea, și Marta în traducere înseamnă stăpâna casei. La mine în casă eu spun unde stă, inclusiv Iisus Hristos. Acolo stai. Nu cumva să-ți treacă prin cap să stai acolo. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu pe care noi nu putem să îl punem în anumite limite. Sunteți de acord cu mine în ceea ce vă spun? Dumnezeu lucrează cum vrea El și asta este o veste bună. Că nu știu nenorocire mai mare în viață decât ca Dumnezeu să lucreze cum vreau eu. Și când îmi împlinește mie planurile, câteodată Dumnezeu s-ar putea să fie un lucru rău. Vă dau un exemplu. Un împărat a zis plângând lui Dumnezeu, zice, mor, zice, ai vestit că trebuie să mor. Și plângea împăratul acesta cu fața la perete. Și spune Biblia că Ezechia plângea cu fața la perete. Și Dumnezeu a zis, vin să-ți mai dau încă 15 ani. Bine, zice, mă îndur de tine și să ascult rugăciunea. Știți cele mai mari prostii când ne-a făcut împăratul? În ultimii 15 ani de viață. Dacă Dumnezeu o lua, nu mai scrie acolo în cartea lui cele mai mari greșeli le-a făcut împăratul în ultimii 15 ani. Eu zic în această seară, Doamne, lucrează după știința ta, înțelepciunea ta, voia ta, mila ta și nu lucra, Doamne, după cum cred eu că este bine, că s-ar putea să am surprize mari. Fac această introducere să vă spun că imediat după acest tablou a unei aparente certuri care a apărut între Marta și Maria, Domnul Iisus Hristos este chemat, așa spune cuvântul Dumnezeu în Ioan, este chemat de către Marta și Maria și spun cele două surori, vino, pentru că cel pe care îl iubești, Lazar, este bolnav. Și aș vrea să știți, dragii mei, că în traducere cuvântul acesta de boală despre Lazar, când se vorbește despre faptul că era bolnav, cuvântul în traducere înseamnă istovit. Lazar, crede sau nu, a murit de o boală care l-a istovit, propriu zis, i-a secătuit puterile. Asta este în traducere cuvântul bolnav. Domnul Iisus Hristos nu se grăbește să vină, Domnul Iisus Hristos, din potrivă, are o reacție de om care pare că nu și-ar bate prea mult capul cu Lazar, mai întârzie și într-un final vine în momentul în care crede el de cuvință. Fac aici o mică paranteză să vă spun un lucru, dragii mei, și aș vrea în această seară să fim conștienți de lucrul acesta. În momentul în care Domnul Iisus Hristos se raportează la Lazar, Domnul Iisus Hristos vrea ca noi, toți cei care trecem prin necazuri, să înțelegem ceva. De multe ori Domnul Iisus Hristos a întârziat și în problemele pe care eu le-am avut. Și primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-l înțelegem este următorul. În necazurile noastre, când chemăm ajutorul lui Dumnezeu și el întârzie, Dumnezeu vrea ca primul lucru pe care noi să-l schimbăm să fie gândirea. Noi spunem, până aici poate să intervină Domnul, da? Un Lazar mort este un Lazar fără de șansă, da? Un Lazar care a murit este un Lazar care nu mai are nevoie de Iisus. Un Lazar mort este un Lazar care nu mai are de ce să cheme pe Iisus. Gata, zice, de acum încolo poți să rămâi unde ești, pentru că Lazar oricum a murit și nu mai avem ce face. Și Domnul Iisus Hristos a zis, asta e problema voastră, că voi gândiți până în punctul acesta și dincolo de punctul acesta credeți că nu se mai poate. Și el a zis, eu nu vreau doar să îl vindec pe Lazar, de fapt planul meu este să-l înviez. Pentru că atunci când Dumnezeu vindecă, este o glorie și când Dumnezeu înviază, este altă glorie. Când noi îl chemăm pe Dumnezeu să vină într-un punct în viața noastră, Dumnezeu își culege o slavă. Dacă Dumnezeu întârzie și apoi lucrează dincolo de așteptările noastre, Dumnezeu își culege o slavă mai puternică. Slăviți să fie Dumnezeu! Probabil că
Alex s-a fi gândit că Dumnezeu trebuie să lucreze în prima lună de când a fost diagnosticat cu cancer. O fi zis Alex, gata, o săptămână, o lună mă rog și Dumnezeu mă vindecă total. Dumnezeu l-a vindecat după un an. 12 luni în care slava lui Dumnezeu a tot fost adusă și Dumnezeu s-a proslăvit. E un lucru extraordinar, nu? Slăvit să fie Dumnezeu. Iubiții Domnului, Domnul Iisus Hristos ajunge și de aici încolo vreau să înțelegeți despre ce vorbesc eu în această seară. Când ajunge Domnul Iisus Hristos, vă rog să afișați acest verset, Ioan 11 cu versetul 20. Vreau să vă uitați la un lucru foarte interesant. Ce face necazul și cum schimbă optica necazul în viața unui om? Vorbeam de Marta, care atunci când Iisus Hristos a intrat în casa ei, era la bucătărie, n-a fost foarte interesată să stea de vorbă cu Iisus Hristos, decât în momentul în care Maria stătea acolo și nu ajuta. Și s-a dus să vorbească cu Iisus Hristos, luându-l cumva de mână. Ce nu-ți pasă că sora mea uite, nu vine. Și acum uitați ce face Marta. Vine Domnul Iisus Hristos și Marta este femeia care aleargă să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria stătea în casă. S-au inversat lucrurile. Cea care odinioară îl întâmpinase pe Domnul Iisus Hristos stătea în casă și acum Marta, aceea care nu băgase bine de seamă și nu avea așa ea o dorință extraordinară să-L vadă pe Iisus, acum îi iese în față. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în momentul în care Marta s-a apropiat de Iisus, i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și-a schimbat ceva din comportament, dar nu totul, tot cu reproșul. Nu? Nu-ți pasă că sora mea... Și acum, dacă ai fi fost aici, n-ar fi... Cum sună lucrul ăsta? Sună reproș? Sună reproș. Iubiții Domnului, Domnul Iisus Hristos se adresează Martei și aș vrea să vă uitați cum lucrează Dumnezeu cu Marta. Îi spune în felul următor. Zice, fratele tău va învia. După care ea îi zice, știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. După care Iisus Hristos spune, eu sunt învierea și viața. Și apoi adaugă, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și apoi continuă spunând, și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Iubiții Domnului, Domnul Iisus Hristos se adresează Martei și spune în felul următor, lupta ta, zice, și lupta mea cu tine este o luptă la nivelul minții. Noi oamenii nu semănăm, știți lucrul ăsta. Și ce Marta, ce trebuie să fac eu în viața ta, este următorul lucru. Ești o persoană care te încrezi fenomenal în stilul tău de gândire. Ești o persoană care filtrezi totul prin rațiunea ta și ești o persoană care niciodată nu vei fi convinsă decât în momentul în care vei primi argumente. Domnul Iisus Hristos are un dialog cu Marta cu întrebări, are un dialog cu Marta explicativ, are un dialog cu Marta dincolo de care Marta, cea rațională, Marta, cea pragmatică, Marta, cea care numără porțiile la masă, Marta, cea care numără oaspeții, Marta, cea care numără minutele pe care le petrece Maria cu altcineva, este nevoie să fie pur și simplu cucerită la nivelul rațional. Pentru că el credinciosul care se întoarce la Dumnezeu și a cărui rațiune nu lucrează astfel încât să poată să fie convins de Dumnezeu, este un om incomplet. Asta este marea problemă a timpului nostru. O mare problemă a timpului nostru este că circulă o sumedenie de povești, de ilustrații și cățelușul acela șchiop cu trei lăbuțe stătea în pragul ușei uitându-se rugător și ochii lui lăcrimau și începem și noi să plângem și la sfârșit pe orgă veniți la Iisus și venim la Iisus și noi ne-am întors pentru că cățelușul nu știu ce. Dumnezeul nostru are nevoie de oameni puternici, de oameni edificați, de oameni care să știe în cine s-au încrezut, de oameni care să cunoască Sfânta Scriptură, de oameni care să aibă argumente la întrebările puternice ale vieții. Iisus spune, Marto, tu ești prototipul omului pentru care eu trebuie să lucrez la nivelul minții. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, să nu ne ferim de întrebări, să nu ne ferim de îndoielile noastre, să nu ne ferim de faptul de a recunoaște înaintea lui Dumnezeu că avem nevoie să punem întrebări. Există tendința asta atât de greșită ca în biserică să spunem la un moment dat, șș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 ș
Mi-aduc aminte că în momentul în care îl căutam pe Domnul Iisus Hristos, am ajuns într-o biserică, singura care o cunoșteam, într-o biserică ortodoxă, și aveam o întrebare grozavă. Eram înainte de înviere, postisem, acum eram la mărturisire. M-a întrebat preotul ce păcate am făcut. I-am spus preotului ce păcate am făcut, la care preotul zice: dar ce frământări mai ai? Și eu îi spun preotului ce frământări mai aveam. Zic: părinte, eu am o frământare grozavă, zic eu. Ori de câte ori intram în biserica ortodoxă, aveam o problemă cu sfinții care erau desenați, cu sfinții care erau pe icoane, pentru că toți sfinții aceia erau foarte duri și foarte aspri. N-am văzut un sfânt din ăla zâmbind vreodată. Zici că sunt certați cu toți și cu toate. Când intram și mă uitam la vreun sfânt, avea o față de măloc cu rece, mă duceam și eu în strană, stăteam numai cu privirea în jos, cum ridicam privirea, cum vedeam vreun sfânt din ăla cenușiu, un sfânt care era, parcă zice că suferă, și toți mă mustrau. Și am zis părintelui, pentru că citisem din Scriptură și în vremea aceea mergeam împreună cu ceva tineri la schidul Darvare și era acolo părintele Galeriu, care mereu ne învăța, i-am zis: părinte, cum explicați dumneavoastră porunca asta lui Dumnezeu să nu-ți faci chip cioplit și nicio reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau mai jos de ape, pentru că reprezentarea e și grafică, și dacă e reprezentare grafică, atunci icoanele nu-s picturi, nu-i reprezentare. Și s-a uitat la mine speriat părintele și eram în genunchi și mi-a pus patafirul pe cap și mi-a zis: Dumnezeu să te ierte! Dumnezeu să mă ierte, că Dumnezeu ce mi-a dat minte? Dumnezeu să mă ierte, pentru că pun întrebări comode. Oameni buni, să n-aveți o credință la nivel de emoție. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să puneți întrebări lui Dumnezeu, să puneți întrebări în stânga și în dreapta. E un timp ciudat. Puneți întrebări grele. Frate, dacă soțul meu e un soț care nu merge cu altă femeie, dar vine fiecare seară și mă ia ca pe sacul de box la bătaie, eu am dreptul să divorțez. Întrebări grele. Ce se face în momentul în care un om care a căzut în păcatul homosexualității se întoarce la Dumnezeu? O simplă rugăciune e de ajuns? Cum facem față timpului nostru în care tinerii iau droguri și există această avalanșă? Cum facem față? Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu dați din cap ca o păpușă, ca și cățelul ăla care îl cumpăram cu 25 de lei la mașina Dacia și când dădeai într-o hârtoapă, dă din cap. Știți, era în spate acolo. Nu dați din cap în felul acesta. Credința voastră trebuie să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Cercetați și fiți oameni puternici. Să nu vă dea nimeni peste cap la prima întâmplare grea din viața voastră. Sunt oameni care au greutăți în viață și la primul hop din viața lor dau înapoi, pentru că în inima lor nu este cuvântul lui Dumnezeu. Voi spuneți: Doamne, vreau să fiu tare. Doamne, vreau să fiu puternic. Doamne, vreau să fiu ancorat în Hristos. Doamne, vreau să rămân netemător în fața greutăților. Dar cum se va întâmpla lucrul ăsta? Vă spun eu cum. Cu muniția pe care o strângem în inimă. Cu ce te împotrivești în ziua necazului celui rău? Cu ce te împotrivești ispitei? Cu ce anume birui greutățile din viața ta? Cu emoțiile? Cu povești, cu cățelușii, cu privighetoare? Că au umplut bisericile noastre de tot soiul de animale în ilustrație? O biruiești cu cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea. Pentru că vine ziua încercării când eu va trebui să dau socoteală. Marta îi răspunde Domnul Iisus Hristos ca din Biblie: știu că va învia la învierea de apoi. Dar Domnul Iisus Hristos îi spune: Marto, eu sunt acela care sunt învierea. Dacă tu crezi, acum este posibil lucrul ăsta. Vă rog, dragii mei, aveți posibilitatea în timpul acesta să aveți o credință ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Dar Marta are o problemă fenomenal de mare. Problema Martei este că, fiind un om rațional, problema ei este că va trebui la un moment dat să facă, să parcurgă drumul acesta de la minte la inimă. După ce vorbește cu Domnul Iisus, Domnul Iisus Hristos îi spune: crezi lucrul acesta? Și aici: da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Dar după ce a spus aceste vorbe, vă rog frumos, fiți atenți, este extraordinar cuvântul. După ce a spus aceste vorbe, zice cuvântul Domnului așa: după ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Întrebare: când a zis învățătorul cheamă pe Maria? Răspuns: n-a zis. Interesant lucrul ăsta. Deci ea s-a dus și a zis, am stat de vorbă cu Domnul Iisus, i-am dat răspunsul care trebuie, m-a întrebat, am răspuns, mi-a dat bun, e bine, oare ce lipsește? Și a zis acum: chemați-o pe Maria. Și a venit Maria, pentru că Marta a înțeles un lucru. Marta a înțeles că cumva Maria a ajuns mai repede la inima Domnului Iisus Hristos, stând la picioarele Domnului Iisus.
Și a zis, trebuie să vină Maria. Dacă vine Maria, lucrurile se schimbă. Vine Maria. Maria, când a ajuns unde era Iisus Hristos și l-a văzut, ce a făcut? Același lucru pe care l-a făcut și mai înainte. S-a aruncat la picioarele lui. Și Maria, pe unde o vezi în Biblie, e la picioarele Domnului Iisus. Oriunde te uiți la Maria, e la picioarele Domnului Iisus. Când a venit în casă și era Marta, unde era? La picioarele Domnului Iisus. Acum, când vine și Lazar este mort, unde este Maria? La picioarele Domnului Iisus. Dar uitați-vă un lucru. Uitați-vă un lucru. Ea îi pune aceeași întrebare. Zice, Doamne! Și i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Versetul 32. Ia să vedem ce a zis Marta. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Deci, propriu zis, avem de a face cu două reacții la indigo. Marta și Maria spun Domnului Iisus aceleași lucruri. Dar Marta primește din partea Domnului Iisus Hristos un dialog puternic în care rațiunea ei se înțeleagă și după ce Maria îi spune lucrul acesta, deci același lucru, ce face Domnul Iisus? Câte întrebări îi pune Mariei? Numărați-le. Zero. Câte cuvinte îi spune Mariei? Zero. Niciun cuvânt nu îi spune Mariei. Singura întrebare pe care Domnul mai pune după aceasta este unde l-ați pus pe Lazar. Biblia spune așa, Iisus când a văzut-o plângând, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Deci, Mario, tu n-ai nevoie de cuvinte. Tu ai nevoie pur și simplu de mângâierea Dumnezeului tău. Doi oameni, două întrebări identice, două reacții totalmente diferite din partea Domnului Iisus. De cele mai multe ori am vorbit, fi Marta și Maria în casă. Dar eu zic în felul următor, nu fi Marta și Maria în casă, ci de fapt Dumnezeu ne spune că prin acest portret de familie, Dumnezeu ne spune cum lucrează El. Domnul Iisus Hristos a uitat la Maria, a văzut că Maria este genul de om care reacționează foarte repede la Domnul Iisus Hristos, este genul de om care înțelege repede inima Domnului Iisus Hristos și spune Biblia că în momentul acela Domnul Iisus Hristos a plâns. Iubiții Domnului, unul dintre lucrurile pe care va trebui în viața aceasta să le înțelegem este că dincolo de cercetarea Scripturii care ne face oameni puternici, noi va trebui să avem o viață de intimitate cu Dumnezeu. Vreți să vă spun de ce scârție lucrurile în viața noastră? Nu sunt unse cu lacrimi. Și de ce lucrurile în viața noastră sunt atât de dificile? De ce atât de greu uneori răspunde Dumnezeu? Pentru că noi nu-L căutăm pe Dumnezeu în locul în care Dumnezeu este. Acolo unde ne putem ruga lui Dumnezeu. Veniți în fiecare marți și lucrul ăsta este extraordinar și mulțumesc lui Dumnezeu. Dar am să vă spun un lucru. Sunt oameni care vin și luni. Câți dintre voi ați fost aseară luni? Ridicați mâna tineri. Cum a fost? Zice stare. Dar slavă Domnului. Ați înțeles? Nu se întâmplă nimic spectaculos luni. Nu vine niciun grup muzical luni. Niciun grup muzical. Cântăm noi. Adică eu. Și cu cine se mai nimerește? Groaznic, nu? Deci ceva teribil se întâmplă luni. Dar eu nu, știți, eu nu cânt. Eu numai încep să cânt. Și după aceea adunare nu mai îmi dă voie să cânt pentru că ea cântă. Și ne bucurăm cu Domnul. Deci nu vine absolut nimeni special. De predicat nici vorbă. Nu există predică. Câte ceva cuvinte pe care Dumnezeu ni le dă. Dar lunea se întâmplă un lucru. Am văzut tineri plângând cum n-au plâns poate în altă parte. Am văzut oameni pe care Dumnezeu pur și simplu ia în brațele lui și parcă îi strânge și mângâie. Sunt 3 ore de rugăciuni lor, 3 ore jumătate. S-a întâmplat deseori să începem la 5, o primă rugăciune, să terminăm pe la 6:10, 6:15. Câte 40-45 de minute stă o rugăciune. Și nu spune nimănui, roagă-te sau oprește-te. Fiecare își varsă inima înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru, dragii mei. Avem nevoie în zilele acestea de un puternic cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și avem nevoie din partea lui Dumnezeu de o închinare care să-L aducă pe El cât mai aproape de noi. Avem nevoie în timpul acesta să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu că am devenit pietroși. Am devenit atât de uscați în lăuntru nostru și atunci când stai cu Dumnezeu în rugăciune, ai nevoie ca Dumnezeu să-ți deschidă izvorul lacrimilor. Cu lacrimile pe care le vergi înaintea lui Dumnezeu, ți se curăță sufletul. Parcă pur și simplu te răcorești înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, în acest portret de familie, să învățăm următorul lucru. Haideți să învățăm următorul lucru. Primul lucru de care avem noi nevoie este că avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să ne transforme mintea. Amin? Există, nu știu în câte împrejurări ale vieții mele, am stat de vorbă cu
o mulțime de oameni și vreau să vă spun, dragii mei, că cel mai puternic sau cea mai puternică armă a fost întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în relația cu oameni, cuvântul lui Dumnezeu este acela care este în evidență. Dar în relația mea cu Dumnezeu, cea mai puternică armă a fost rugăciunea. Credeți lucrul ăsta? Când am stat față în față cu Dumnezeu, rugăciunea a fost cea mai puternică armă. Și aș dori în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute în această seară să avem o minte care să fie biblicizată și să avem o inimă care să se închine lui Dumnezeu. Amin. Așa să ne ajute Domnul. Vreau să vă spun, dragii mei, că noi nu putem să cerem de la viața aceasta mai mult dacă în mintea noastră nu locuiește cuvântul lui Dumnezeu și nu ne rugăm. Așa să vă spun, dragii mei, că de cele mai multe ori când mă întâlnesc cu oameni și văd tulburați, ați băgat de seamă că sunt foarte mulți oameni tulburați în ultima perioadă. Ori de câte ori mă întâlnesc cu oameni a căror inimă este plină de resentiment, ori de câte ori mă întâlnesc cu oameni care vorbesc de rău aproapele pe aproapele, ori de câte ori mă întâlnesc cu oameni care sunt nervoși pe guvern, ori de câte ori mă întâlnesc cu oameni care sunt atât de refractari la tot ceea ce se spune, eu le spun mereu, tu nu trebuie să-mi spui care e problema mea. Problema mea este că n-am bani. Problema este că n-am serviciu. Problema mea este, de-aia sunt eu așa nervos și rău, că eu n-am serviciu. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, îți povești. Noi suntem răi, suntem așa cum suntem, dintr-un singur motiv, nu ne rugăm. Niciodată un om care se roagă nu a plecat de la rugăciune rău. Totdeauna când te rogi cu adevărat Dumnezeu, ai plecat schimbat. Ai plecat transformat. Inima noastră are nevoie să fie ținută de Dumnezeu în frâu. Inima noastră are nevoie să nu se strice. Inima noastră are nevoie să fie blândă. Inima noastră are nevoie să fie plină de bunătate, să fie plină de dragoste, de îndurare. Și când te duci la Dumnezeu, eu v-am mai spus și vă repet lucrul ăsta pentru că îmi face plăcere. Câți dintre voi v-ați dus la Dumnezeu și v-a spus Dumnezeu, nu te mai du-mă la biserică că e rău păstorul. Hai, mâna sus, votați. Câți v-a spus Dumnezeu? Dormi, soră. Câți dintre dumneavoastră ați primit această înștiințare? Nu te mai duc la biserică, că e rău păstorul. Hai, câți v-a spus Duhul Sfânt lucrul ăsta? Așa e că niciunul. Dar cât ați spus voi la alții că e rău păstorul? Dumnezeu să aibă milă de noi, așa este? La câți dintre dumneavoastră le-a spus Dumnezeu în rugăciune, mă, ce dreptate ai tu? Tu ești o stea strălucitoare, te iubesc cum n-am mai iubit pe nimeni. Toată lumea vrea să-ți facă rău, tu ești un nedreptățit, vai și amar de tine, victimă. Ți-a zis Dumnezeu asta vreodată? Nu ți-a zis Dumnezeu în felul următor, a zis, mă, bagă bine de seamă că tu vorbești, dar tu n-ai împlinit. Tu zici, judești pe altul, dar trebuie să fii judecat. Spuneți, oameni buni, de câte ori ați fost la rugăciune sinceră și ați stat acolo cu Dumnezeu, fără să vă grăbiți. Deci nu rugăciunea aceea, știți dumneavoastră, Doamne, binecuvântează-mă, ajută-mă, scapă-mă de accidente, ajută-mă să iau examenul, amin. Nu e rugăciune, dragii mei, este o listă, o înșirare, este o insultă la adresa lui Dumnezeu, nu e rugăciune. Câți dintre dumneavoastră a stat în rugăciune și v-ați trezit, v-ați ridicat de la rugăciune și vreți să fiți acolo, și v-ați ridicat de la rugăciune și ați mă duc și cred că îl bat de la supă ăsta. Câți dintre voi, niciunul vă spun eu, că te-ai dus cu nervi și te-ai ridicat ca un miel. Te-ai dus la rugăciune plin de resentimente și te-ai ridicat ca un om care știi că trebuie să iubești. Așa e? De câte ori n-am venit lunea la adunare, am venit lunea la adunare aici câteodată, eram atât de, pur și simplu, după o emisiune foarte grea la radio sau după călătorii, uneori am venit de la avion direct în adunare și am spus, mă duc la oamenii aceștia și mă așteaptă oamenii aceștia și știu că așteaptă să ne rugăm, să așteaptă un cuvânt și așteaptă ceva și m-am dus și am venit la rugăciune și eram... pur și simplu gol. Când am intrat, am făcut un pas, am făcut doi, am făcut trei, am stat înaintea lui Dumnezeu, am ascultat o rugăciune, Doamne, și Dumnezeu a început să toarne, mărire lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a umplut și Dumnezeu mi-a dat o inimă bună și Dumnezeu mi-a dat curaj, mărire lui Dumnezeu. De atâtea ori Dumnezeu, când te duci la rugăciune, îți transformă ființa. Rugăciunea nu-ți transformă dușmanii neapărat, dar te ajută pe tine să nu devii dușmanul nimănui. Mărire lui Dumnezeu. Rugăciunea nu neapărat că îți dă ceea ce îți dorești tu, dar rugăciunea îți dă puterea să nu mai îți dorești ce îți dorești tu. Nu-i bun lucru ăsta. Deci eu mai mult decât să-mi dea Dumnezeu obiectele pe care mi le doresc, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea o atitudine dincolo de care să nu mai îmi pese de lucrurile pe care le doresc. Nu-i mai bun lucru ăsta. Pentru că dacă Dumnezeu îți dă un lucru, ghici ce-i cer tu mâine. Altul. Și tot așa, și nu se mai termină niciodată. De aceea îmi doresc în numele Domnului Iisus Hristos ca Dumnezeu din cer să ne facă oameni puternici în cuvântul lui Dumnezeu și să ne facă oameni puternici în închinare. Slăvit să fie Dumnezeu. Poți zice amin? Amin. Lasă că vedem noi data viitoare când o să-mi dai mâna. Dacă o să-mi zâmbești și îmi spui o vorbă bună, te-ai rugat. Și dacă o să fie acru, nu te-ai rugat. Iubiții Domnului, vă rog să înțelegeți din toată inima și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți în această seară. Dumnezeu iubește mințile care au cuvântul lui Dumnezeu acolo.
Și Dumnezeu iubește inimile care se închină lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Două lucruri care ne trebuiesc. Și acum vreau să închei spunându-vă ultimul lucru pe care Dumnezeu și-l dorește. Ați băgat de seamă, spuneți-mi voi, mâna sus, câți știți, spre exemplu, o replică pe care a dat-o Lazar? Ceva care a vorbit Lazar în Biblie. Lazar, Lazar. Câte cuvinte a spus Lazar? Mâna sus, cine știe câte cuvinte a zis Lazar? Zero, vă spun eu. Niciun verset nu-i trecut în dreptul lui Lazar. Lazar este marele prezent al Bibliei și marele absent al Bibliei. Despre Lazar nu s-a spus, nu s-a consemnat nimic. O fi vorbit și el ceva, dar el este omul neobservat. Este omul care nu se bagă în seamă. Este omul care tace. Este omul care nu spune mare lucru. A fost Iisus în casa lui Marta și a Mariei, acolo era și Lazar. Nu-l vezi pe Lazar amestecându-se, vorbind, nu spune nimic. Nici măcar nu vorbește Lazar când a fost bolnav. De fapt, Marta și cu Maria au trimis pe cineva să vestească pe Iisus că Lazar este un om care este bolnav. Iubiții Domnului, Biblia ne spune nouă în acest portret de familie că ne mai trebuie un lucru în timpul nostru. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Eu nu știu unde o fi fost Lazar, dar mă gândesc așa. A plecat Lazar de pe pământul ăsta, s-a dus la Dumnezeu. Posibil, zic eu, să fi stat de vorbă cu Daniel. Ce mai faci, Daniele? Cum a fost cu lei? Poate că vorbea cu Daniel, cum a fost cu lei în groapă? Și numai ce aude, Lazare, ieși afară. Toți îngerii s-au uitat la el cu milă, trebuie să pleci, au zis. Nu-i, ăsta este stăpânul, te cheamă. Și atunci Lazar a trebuit să plece de unde a fost, și Daniel, las că ne întâlnim mai încolo. Și s-a dus înapoi. Adică nu știu cum ați înțeles, e un om care a venit din cer, prieten. Este un om care a stat 4 zile în mormânt, este un om care a fost în cer cu Dumnezeu și câte replici are el în Biblie? Zero. Tu știi ce experiență ai? Ai și tu o experiență că într-o seară ai plâns și tu 5 minute. Și toată lumea știe. Până la Ploiești. Ce mai plâns? Păi și ce dacă ai plâns? Avem experiențe atâta și vorbăraie până sus. E adevărat ce spun eu. Mă, dar Lazar a fost înviat, mărire lui Dumnezeu. Și îl vezi pe omul ăsta bătând toba? Am înviat. Discret, tăcut, modul silent. Nu vorbește. E un om atât de tăcut omul acesta. E un om care nu vorbește, nu se bagă în seamă. Și vreau să vă spun un lucru. Vedeți cum este timpul nostru. Este un timp atât de scomotos. Nu vi se pare lucrul ăsta că e foarte scomotos? O groază de vorbe. O mulțime de vorbe. Este un timp în care, cum să spun eu ție, cum adică mă, el să-mi dea mie ultima replică? Las că eu îi dau ultima replică. Știți cum este? Ca un tăvălug. Știți cum e la noi? Și las că eu i-am spus-o ultimul. Dacă n-ai ultimul cuvânt, ești nefericit în seara aia. Adică cum mi-a închis gura? Ăsta este felul nostru de a gândi lucrurile. Lasă că i-am zis eu ultima dată. Și să mă țină minte. Tot așa vrem să dăm replica. Și dorința noastră foarte mare e să fim băgați în seamă, să fim observați, să vorbim. Păi ce, nu știu? De câte ori stau de vorbă cu te cineva, nu văd cum unii vin și se bagă în seamă. Deci nu i-a chemat nimeni, nici n-au timp să rezi, dar ei vin și se bagă, și se bagă, și alții se bagă. Vrem să vorbim, vrem să fim auziți, vrem să fim cât mai vizibili dacă se poate. Timpul ăsta e așa un timp, să nu spui tu mie că, nu știu, tu nu dorești, eu, de ce vine la biserică? Am venit să mă întâlnesc cu Domnul. Și dacă nu te bagă nimeni de seamă, e bine? Cum să fie bine? E rău. Dar vine să te întâlnești cu Domnul. Da, dar dacă nu mă bagă în seamă sau dacă cineva nu dă mâna cu mine, eu nu mai vin în biserică a doua oară. De ce? Pentru că suntem smeriți. Simpli. Pentru că dorim numai pe Domnul. Nu știu cum ați înțeles în ce vă spun eu. Realitatea, dragii mei, este că mi-aș dori în numele Domnului Iisus Hristos să vă atenționez asupra unui lucru. Eu nu mai deschid decât e-mail-ul. Și pe ăla deschid cu oarecare frică. De o bună bucată de vreme nu mă mai duc pe niciun site, nu mai deschid niciun link, pentru că sunt pur și simplu, ascultați-mă, sunt sătul. Au nebunit creștinii. Ca să știți ce vă spun în această seară. Se porcăiesc într-un hal fără de hară pe bloguri. Nu mai ne intră lumea în biserică, oameni buni, pentru că nu știu care din America se ceartă cu unul din Ploiești. Ei nu s-au văzut niciodată în viața lor, dar se ceartă la cuțite. Și nu știu care, nei ca nimeni, se bagă în seamă cu nu știu cine. Și tot își dau tot felul de lucruri. Când mă uit, nu știu ce dispută este, comentarii. 483. Dar nu pot să citesc 483. Cum adică? Stăteam de vorbă cu un pastor și în timp ce stăteam de vorbă cu pastorul, mâncam, mă invitase la masă. Tot stătea cu telefonul aici. Tot timpul.
Și eu i-am zis, dar răspunde, domnule, nicio problemă. Răspunde odată și nu? A zis el, nu, zice că nu, nu-i nimic de răspuns. Dar zic, dar ce tot faci acolo pe telefon? Ai vreun joc? Tot stai acolo în poală cu el. Ce se întâmplă? A, nu, zice frate Florin, zice, vreau să văd câte accesări am pe blog. Eu eram cu el în față, nu știu dacă m-ați înțeles, mâncam macaroane. Și el ce câte accesări am pe blog, dar e boală. Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog să înțelegeți că poate ultimul lucru pe care în seara aceasta aș vrea să-l învățați este valoarea tăcerii. Ca să parafrazez și eu un film cunoscut, tăcerea meilor lui Dumnezeu. N-ar fi frumos așa, să învățăm valoarea tăcerii. În momentul în care Biblia vorbește despre Lazar, și ce spune despre Lazar, zice așa, vă rog să puneți versetul 1 din Ioan 11. Este un adjectiv care precede substantivul Lazar. Zice, un oarecare Lazar din Betania. Un oarecare Lazar din Betania. Omul acesta este un oarecare, este un nobody, cum am spune noi. Un om neimportant. Dar știți ce ajunge omul ăsta? Un om care tace, oameni buni. În toată viața lui omul ăsta nu vorbește. Știți ce ajunge omul acesta? Inamicul public numărul 2, că numărul 1 era Iisus. Dacă vreți vă citesc ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, în capitolul 12 spune cuvântul Dumnezeu în versetul 9, vă citesc. Zice, o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo numai pentru Iisus și ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Ce faci, Lazare? Tac! Eu nu mă stau pe scaun. Uitați-vă la mine, am fost mort și sunt viu. Ce predică interesantă. Lazar al meu n-a vorbit nici înainte, Lazar al meu n-a vorbit nici după. El nu mă stătea pe scaun. Tu ești Lazar, eu sunt Lazar. Pune mâna, pune mâna. Bune Domnul, aleluia. Experiențe mici și vorbe mari. Experiențe mici cu Dumnezeu și o mulțime de laude pe care noi le facem. N-ar fi mai bine, dragii mei, ca Dumnezeu să se laude cu noi decât noi tot timpul să ne lăudăm cu Dumnezeu, măcar că Dumnezeu nu se regăsește în ceea ce spunem noi. Este suficient să spui următorul lucru. Și eu vreau în seara asta să întreb, vrea cineva dintre voi să slujească în felul lui Lazar? Vrea cineva? Ajută-ne, Iisuse. M-am întrebat de multe ori de ce sunt așa de multe furtuni. Nu știu câți oameni în turneul acesta m-au îmbrățișat și au zis, frate Florin, cum ai scăpat dumneata din avionul ăla care l-a foc? N-a trebuit să spun multe vorbe, oamenii știau. Aș vrea din toată inima Dumnezeu din cer să vorbească prin ceea ce face El cu noi. Lazar n-a vorbit înainte, Lazar n-a vorbit după, Lazar tăcea, dar Lazar era omul care a fost înviat mărire lui Dumnezeu. Ce am învățat noi în seara aceasta și care sunt lucrurile pe care aș vrea în seara aceasta să le înțelegem? Iubiții Domnului, aș vrea să înțelegem următorul lucru și Dumnezeu să ne ajute. Marta este prototipul omului în acest portret de familie a cărei minte are nevoie să fie schimbată de Iisus. O minte care are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Maria este omul care a înțeles că cel mai scurt drum spre inima lui Dumnezeu e la picioarele lui. Vreți să o vedeți unde este Maria în următoarea secvență? Deci Maria în Luca 10 este la picioarele Domnului. Maria în Ioan 10, când fratele ei era în mormânt, s-a aruncat la picioarele Domnului. Un capitol mai încolo, uitați ce spune Biblia. Zice, cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase dintre morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir, de nar curat, de mare preț și a uns picioarele Domnului, le-a șters cu părul ei. Unde era femeia asta? Tot la picioarele Domnului. Unde ești, mai jos? Ce faci? Un picioarele Domnului și șterg cu părul. Cum se termină această frumoasă poveste despre un portret de familie? Deci, de unde am început? O Marta certăreață, o Marta care a tras-o la socoteală pe Maria, o Maria care vine și se aruncă la picioarele Domnului, un Lazar care tace și acum îi vedem din nou. Ce face Lazar? Tace. Ce face Marta? Vreți să știți ce face Marta? Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea. Dar era o diferență? În tot ce făceau ei era o diferență? Aceeași Marie, aceeași Marta, același Lazar, același Iisus, dar era o diferență. Fiecare și-a învățat lecție. Ce mai făcea Marta? Slujea. Maria ce făcea? Tot pe la picioarele Domnului Iisus. Dar Marta ce făcea acum? Nu-i mergea Marie. Zice, nu-ți mai zic nimic, gata Maria. Am înțeles. Cu Dumnezeu nu e așa cum am crezut eu. Dumnezeu este
cuvânt, Dumnezeu este rugăciune, Dumnezeu este tăcere. Dumnezeu este tăcere. Și mărturia cea mai bună în viața noastră va trebui să fie mărturia faptelor noastre. Am fost mort și m-a înviat Iisus. Am fost rău și Dumnezeu m-a făcut bun. Am fost mincinos și nu mai spun minciuni. Am fost un om indecent și acum sunt un om curat. Am fost un om mânios. Am fost un om care îi băteam pe toți. Acum nu mai bat pe nimeni. Sunt mielul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Nu-i cea mai bună mărturie. Iubiții Domnului, aș vrea în această seară, când stăm înaintea Domnului Iisus Hristos, să ne rugăm Domnului cu un lucru și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea din toată inima să ne conectăm inima și mintea și sufletul la Dumnezeu în această seară. Este nevoie în timpul acesta extraordinar de dificil ca mintea noastră să o ținem în frâu. Sunt foarte multe întrebări în timpul acesta. Sunt multe situații în care s-ar putea să fii nepregătit. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți modeleze mintea. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu-l strângi, tu nu vei avea muniție ca să te lupți cu cel rău. Simpla voință nu-i de ajuns. Domnul Iisus Hristos, când s-a potrivit celui rău, i-a zis, este scris. De trei ori a zis, este scris. Dar știți care a fost de fapt frumusețea? Este scris și eu știu că este scris. Că doar dacă era scris și eu nu știam, nu m-aș sta cu nimic. Este scris și eu știu că este scris. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, a intrat în acest an nou universitar. Uite, fă-ți un plan să citești Biblia. Cum vrei tu? Fă-ți un plan. Strângeți cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră, pentru că vor veni vremuri grele. Vor veni vremuri din ce în ce mai grele. Vor veni vremuri de rătăcire. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Unii dintre noi sunt de mai mulți ani în biserică. Eu pot să stau de vorbă cu voi în particular și doar în trei întrebări, cu unii, poate că alții nu, să vă arăt că nu numai că nu știți Biblia, de fapt nu-L cunoaștem pe Dumnezeu Bibliei. Fă un pas și Dumnezeu va face doi. Sigur că Dumnezeu e chelnerul nostru. Nicăieri în Biblie nu spune Dumnezeu. În Biblie este un dacă înfiorător. Dacă te vei apropia de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de tine. Povești. Suntem plini de o mulțime de povești care nu au legătură cu Dumnezeu. Cântări care sunt pur și simplu scrise de oameni care n-au deschis Biblia. Mă lupt de nu știu câtă vreme și oamenii au impresia că eu sunt absurd. Spuneam de o cântare super cunoscută, a cărei ultima strofă este o erezie pur și simplu. Orice când și în orice stare, Doamne, îndrăznesc la Tine. Sigur, e mentalitatea noastră. Praf venit de prin șanturile păcatului, plin de murdărie, tu te poți apropia să-L auzi pe Domnul. Povești, oameni buni. Biblia spune că poți să îndrăznești, ăsta e cuvântul greșit, la Dumnezeu, dacă nu te osândește, inima cugetă. Nu orice când și în orice stare poți să îndrăznești, că poți să alergi la Dumnezeu, că poți să îl cauți pe Dumnezeu. E diferit, dar nu îndrăznesc. Îndrăzneala este autoritate. Este puterea aceea de a rămâne în picioare. Suntem plini de o mulțime de povești. Frate, mă simt ruinat, distrus. De ce? Pentru că am crezut într-un Dumnezeu, nu știu, al poveștilor. Să nu vi-l mai livreze povestioarele pe Dumnezeu. Citiți-l din Scriptură ca să fiți puternici. Amin? Un tânăr s-a întors la Dumnezeu plin de entuziasm. Un tânăr care când se ruga, se cobora cerul, plângea, era fericit, Duhul Sfânt era cu el. După o vreme, pe măsură ce se ruga, nu mai simțea pe Dumnezeu. Din ce în ce mai rar și din ce în ce mai greu. A început să se dea de ceasul morții, să spună ce se întâmplă, de ce Dumnezeu nu mai vine la mine, de ce nu mai simt pe Dumnezeu cum îl simțeam, de ce nu mai am relația aceea deosebită. A zis, ce păcate fac? S-a chinuit omul, s-a cercetat înaintea lui Dumnezeu. Într-o seară are un vis. În fața lui era Iisus Hristos. Tânărul când l-am văzut alerga și a zis, Iisuse Hristoase, ce mă bucur că te văd, de când te caut, nu te mai simt cum te simțeam, ce se întâmplă? De ce nu mai îmi răspunzi așa cum era odinioară? Și Iisus Hristos era cu Biblia în mână. Și zice, tinere, de aici încolo mă vei găsi aici. Și cine era omul care a avut această viziune? Moody. Așa s-a înființat Institutul Biblic Moody.
Omul ăsta toată viața lui a tipărit Biblia. Toată viața lui a luptat să învețe pe oameni să citească Biblia. Știți Biblia că Dumnezeu aici poate fi găsit. Un Dumnezeu care poate fi găsit în Biblie este un Dumnezeu pe care nu se poate confisca nimeni. Un Dumnezeu al emoțiilor depinde de cum îți este azi. Dar un Dumnezeu al Scripturii e un Dumnezeu pe care nu ți-l poate fura nimeni. Cred pentru că știu în cine m-am încrezut. Nu mai îmi spune mie povești. Iisus Hristos e viu și adevărat. Pentru că știu că este aici. Pe de altă parte, dragii mei, că toți suntem atâția în această seară, aici, pe de altă parte să înțelegeți un lucru. Voi nu vă rugați ca să-L schimbați pe Dumnezeu. Dumnezeu știe ce face în cer. Voi nu vă rugați ca să forțați mâna Domnului, că Dumnezeu știe să și-o deschidă. Voi nu vă rugați să-L convingeți pe Dumnezeu să vă fie tată, că El este și când ai fost tu fiu. Voi să vă rugați ca Dumnezeu să vă schimbe pe voi și să mă schimbe pe mine. Duceți-vă la rugăciune și spune, Doamne, sunt un corijent. Sunt un om rău și după Ta vreme, schimbă-mă și dă-mi puterea. Doamne, îți îmbrățișez picioarele Tale și Te rog în această seară, dă-mi puterea să mă închin ca să mă schimb. Rugăciunea are un sens, să mă schimb, să mă schimb, să mă schimb. Și vă rog un lucru, greu. Vreți să luăm o perioadă de post? Ce zice să postim până săptămâna viitoare? Și să zicem așa, Doamne, fac eu așa un calcul. Eu pe zi spun că am 5 milioane de cuvinte. De aici încolo eu nu mai vreau să spun multe cuvinte. Până marța viitoare voi încerca să tac. Cu fiecare cuvânt pe care rostește, golești. Știi lucrul ăsta? Cu fiecare cuvânt pe care îl ții în inima ta, capeți forță. Ia încercați voi să nu vă mai băgați în seamă, să nu vă mai băgați în vorbă, să nu credeți că părerea voastră este o părere față de care oamenii nu mai pot trăi. Dom'le, nu mai pot trăi dacă nu-mi spun părerea. Nici el nu mai poate trăi dacă eu nu spun părerea. Să vedeți ce bine trăiesc oamenii și când noi nu ne spunem părerea. Luați un post de o săptămână și luați un legământ în această seară. Doamne, vreau să tac. S-a dus o doamnă reporteriță la un ordin care s-a jurat că toată viața ei nu mai vorbesc. În sfârșit au acceptat după mari intervenții să dea un interviu și doamna îi pune prima întrebare. Zice, domnule, o viață întreagă, zice, v-ați jurat să nu mai vorbiți. Da, au zis. De ce, doamnă? De ce, domnule? Pentru că dumneavoastră credeți în Dumnezeu. Deci, pentru că dumneavoastră credeți în Dumnezeu, de asta v-ați... Da, zice el, zice, noi am găsit de cuvință că nu-i nevoie să mai vorbești. Noi credem că nu-i nevoie să vorbești. Bună, zice, dacă la sfârșitul vieții dumneavoastră aflați că Dumnezeu nu există și ați mai rămas și înșelați, o viață întreagă n-ați vorbit. La care dânsul îi spune felul următor, zice, Doamnă, și dacă n-ar exista Dumnezeu, frumusețea tăcerii și frumusețea lucrurilor pe care le facem rămâne frumusețe. E ca și cum a zis o dată Dostoievski. Și a spus Dostoievski pe patul de moarte, bolnav fiind, zice, dacă lumea mi-ar spune, zice el, că Hristos nu e adevărul, m-aș despărți de adevăr și aș rămâne cu Hristos. E frumos. Învățați să tăceți. Sunt foarte mulți oameni care în momentul când taci poți să îi câștigi pentru Dumnezeu. În atâtea situații conflictuale, am avut situații multe conflictuale în viață. Și v-am spus de întâmplarea asta, nu vreau să o repet, dar poate ne e de folos. A venit în biroul meu, s-a năpustit un om. Atât de mânios pe mine, îl refuzasem cu un ajutor. 10 minute, cum e cascada Niagara, m-am proșcat cu tot ce a venit la gură. Am zis, Doamne, câte cuvinte poate să găsească un om să vorbească de rău? M-a impresionat. Ești așa, ești așa, ești așa, ești așa, ești așa, ești așa. Și mai vii la biserică și mai vezi pe alții și nu știu ce așa. Prima dată am zis, bă, dar cum vine asta la mine în birou să-mi facă acest lucru? Dar îl dau afară, mai am zis. Și m-am întărâtat și am zis, dar cum adică nu? După care m-am uitat la el și am văzut că i s-a umflat o venă aici. Mi-a fost milă, m-am speriat. Voi ești un aici. După care i s-au congestionat ochii ca la broscoiu Kermit. Când m-am uitat la el, m-am apucat mila. Și am tăcut. Și am început să mă rog în timp ce el vorbea. Zic, Doamne, învață-mă Tu ce să fac. Și am tăcut și am tăcut. După care s-a oprit. S-a uitat la mine. Eu am tăcut. El s-a uitat la mine și eu am tăcut. După care i-am zis, numai atâtea știi de rău despre mine. Îți spun eu câte știu. Omul acela s-a așezat rușinat. Pentru că dacă nu pui cărbun pe foc, el nu mai arde. Și dacă nu torn gaz pe foc, el nu mai arde. O să mă învăț în seara aceasta încă un lucru. Fac o mică paranteză. Sper că nu vă deranjează. Vă deranjează?
Ați auzit de teoria individului turbulent al lui Freud? Ați citit vreodată? Freud spune în felul următor. Acum nu neapărat că eu predic de Freud, dar ca să înțelegeți un lucru. Să zicem, la nivelul cel mai simplu, chiar simplist, există nivelul conștient și nivelul subconștient. Și totdeauna conștientul este locul în care noi permitem lucrurilor să vină și subconștientul este locul în care aruncăm gândurile care ne plac. El spunea felul următor, la ușa unui tribunal este un individ și el strigă, vreau să intru să vorbesc cu doamna judecătoare. Și gardienii îl înfașcă și îl țin acolo forțat. Și cu cât ăștia îl opresc mai tare pe acest individ, cu atât individul acesta strigă, vreau să vorbesc cu doamna judecătoare, lăsați-mă să vorbesc cu doamna judecătoare, nu-mi dați voie să vorbesc cu doamna judecătoare. Și se zbate și se zbate și se zbate și se zbate. Și la un moment dat judecătorul înțelept spune, dați-i voie. Și în momentul în care deschide ușa tribunalului și la intră, nu mai are ce să spună, pentru că lupta lui a fost să intre. De fapt, ești seama că nu mai are să spună pentru că lupta lui a fost să intre. Știți de ce noi vorbim? Pentru că nu ne-am liniștit inima înaintea Domnului. Noi vorbim și reacționăm tot timpul pentru că suntem agitați. Nu ne-am dus conștient înaintea lui Dumnezeu să spunem, măi, ce mă de împărțit cu omul ăsta? Să te rogi înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, dă-mi puterea să înțeleg ce trebuie să fac. Lăsați ca lucrurile care vă luptați cu ele să vină la nivelul conștiinței. Și o să vă dau un exemplu. Doamne, eu nu mai pot să stau în picioare pentru că mă usucă faptul că mă uit pe internet. Nu respingeți pur și simplu lucrul ăsta ca și cum a spune, vai de mine, sunt nenorocit și atât. Stați de vorbă, ce mă face bine să mă duc eu pe internet? Dar ce mi-aduce mie lucrul ăsta? Începe să stați de vorbă cu voi, să vedeți consecințele, să vedeți pagubele, să vedeți lucrurile care le pierdeți. Și când veți sta conștient de vorbă cu voi, știți ce răspunsuri grozave veți avea? Și atunci știți ce veți face? Veți învăța să tăceți. M-a întrebat un tânăr în turneul ăsta, ești fericit, pastore? I-am zis, nu știu. Cum adică, zice, tu le vorbești oameni de fericire? Ești fericit? Și am zis, de mult nu mă mai întreb dacă sunt fericit. Pe mine nu mă interesează întrebări atât de filozofice. Am o singură întrebare, dacă Dumnezeu e fericit cu mine. Să-și o de liniștit, pentru că în inimă trebuie să lași gândurile să vină și să stai de vorbă cu ele în lumina Bibliei. Rațiune cu Biblia, inimă în închinare și tăcere. Liniștiți-vă, oameni buni. Stați de vorbă cu voi și analizați-vă gândurile și rădăcinile gândurilor. Întrebați-vă de ce poftiți ceea ce poftiți. Doamne, de ce sunt nervos? Doamne, de ce n-am răbdare? Doamne, de ce sunt așa de mofturos, mofturoas? Doamne, de ce îmi pierd răbdarea atât de repede? Doamne, de ce nu mai îmi găsesc pacea în biserică? Doamne, de ce mă frământă ceea ce mă frământă? Vă rog, stați de vorbă cu Biblia și cu rugăciunea. Tată Sfânt din ceruri, București 2011, secolul vitezei, al grabei, al lucrurilor făcute în pripă, al reproșului, al judecăților de tot felul. O vreme ciudată, o vreme de reproșuri. O vreme, Doamne Dumnezeu nostru, în care ni se pare că avem dreptul să certăm, o vreme în care ni se pare că avem dreptul să mustrăm, o vreme în care ni se pare, Doamne, că trebuie neapărat să vorbim noi, fără noi se scufundă pământul. Ne băgăm în vorbă neîntrebați, ne dăm cu părerea, măcar că nu știm despre ceea ce vorbim, și de multe ori vrem să ne auzim, pentru că ni se pare că dacă nu ne auzim, dispărem. Tu ești un Dumnezeu viu și adevărat, ești un Dumnezeu puternic și poate că cel mai important test al vieții noastre este testul tăcerii. Pentru că în tăcere, Doamne Dumnezeu meu, există o declarație. Știu cine sunt, știu al cui sunt, știu în cine m-am încrezut. N-am nevoie să vorbesc prea mult pe pământul acesta, pentru că am un Dumnezeu care rodește în mine. Te rog în această seară, Doamne Dumnezeul meu, să binecuvântezi sufletul nostru cu puterea de a înseta după cuvântul Tău.
Atât de ușor ne biruie cel rău, pentru că ne alimentează cu povești, pentru că ni-s mai dragi istorisirile, Doamne, în biserică decât cuvântul Tău. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să ne dai puterea, Doamne, de a ne lăsa educați prin cuvântul Tău, disciplinați prin cuvântul Tău, pentru că o minte, Doamne, care are cuvântul Tău e puternică. Mărire lui Iisus! Vino Duhul Sfânt! Nu să ne dai emoții, pentru că așa vânăm emoțiile și ne dorim emoții puternice. Vino Duhul Sfânt să ne tălmăcești Scriptura. Vino Duhul Sfânt să ne explici cuvântul. Vino Duhul Sfânt să stai de vorbă cu noi ca să ne explici lucrurile care sunt în noi. Am nevoie, Doamne, Dumnezeul meu, și te rog în această seară, ungerea Ta, Doamne, să ne învețe toate lucrurile. Nu vreau să stau în fața Scripturii, Doamne, Dumnezeul meu, și să casc. Că este o insultă la adresa Ta, că Tu ești cuvântul care Te-a întrupat. Nu vreau, Doamne Dumnezeul meu, să rețin din Biblie doar versete cu care să trimit un SMS să mă bag în seamă, ci vreau pentru mine Scriptura, pentru mine, pentru mine și pentru viața mea, ca să pot să pășesc pe pământul acesta ca un om care știe în cine s-a ancorat. Hristoase, stai de vorbă cu noi. Tu nu fugi, Doamne, de întrebările grele. Ție, Doamne Dumnezeul meu, nu-ți displace un dialog cu cineva care vine să te întrebe lucruri adânci. Ești un Dumnezeu care îți place. Ai stat de vorbă cu Avram în toiul nopții și ai explicat lucruri pe care nimeni poate nu le-a înțeles. Știu, Doamne, că vrei să stai de vorbă și cu noi. Te rog în numele lui Iisus Hristos, ajută-ne, Doamne, să nu fie, Doamne, Scriptura perna pe care să dormim. Să nu fie, Doamne, eticheta care să demonstreze că suntem credincioși, ci să fie, Doamne, puterea sufletului nostru și lumina sufletului nostru. Mă rog pentru generația aceasta, mă rog pentru tinerii din această seară, Doamne, dă-ne harul să ne întoarcem la cuvântul Tău. Să-L citim, să ne-L dorim, să însetăm după El. Fă-ne, Doamne, Dumnezeu, în oameni care să nu ne temem, Doamne, de aceste provocări și lupte. Te rog, Iisuse Hristos, cel mai bun loc din univers este la picioarele Tale. Și niciodată nu pot ajunge la picioarele Tale decât atunci când mă rog. Prăbușit acolo, Doamne, Dumnezeul meu, mă lupt să nu mă fac un om rău. Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, iartă-ne, Doamne, că au devenit rugăciunile noastre niște litanii, au devenit rugăciunile noastre niște liste interminabile de lucruri pe care ne dorim. Și mă tem, Doamne Dumnezeul meu, că Te-am dezonorat prin lucrul acesta. Rugăciunea, Doamne Dumnezeul meu, înseamnă mai întâi de toate să mă ajuți, Doamne Dumnezeul meu, ca să mă transform. Am o inimă rea și necredincioasă și nestatornică. Am o inimă, Doamne, care repede se schimbă. Am o inimă, Doamne, care repede, Doamne, aleargă după lucruri slabe. Stau în biserică și când am ieșit afară, e suficient 5 minute ca să mă apuc iar de ceea ce urăsc. Doamne Dumnezeul meu, dă-ne puterea să ne rugăm ca să devenim, Doamne Dumnezeul meu, din ce în ce mai buni, mai sfinți, mai curați, mai aproape de Tine. Aleluia! Și te rog în seara aceasta, Doamne Dumnezeul meu, ajută-ne, Doamne, să tăcem. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, Te-ai săturat de vorbele noastre, de declarațiile noastre, Doamne. Atât de multe, Doamne Dumnezeul meu, sunt cuvintele, Doamne. Și Biblia spune, Doamne, că vorbăraia, Doamne, e ca o cangrenă. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne, Doamne, să vorbească faptele în locul vorbelor. Și dă-ne puterea să tăcem ca să devenim mai puternici. Că omul care tace ascultă și omul care ascultă se înțelepțește. Dar cel ce vorbește tot timpul nu se ascultă și nici n-ascultă. Și cu timpul va deveni un nebun. Te rog în această seară, Doamne, mie, lor, tuturor, dă-ne, Doamne, puterea să iubim Biblia, să ne rugăm și să tăcem. Am vrea în această seară să putem și noi să experimentăm ceea ce a experimentat Maria. Aș vrea să facem o rugăciune în această seară, o unică rugăciune în această seară, prin care să spunem un singur lucru. Doamne, fă-mă pe mine un om bun. Fă-mă pe mine un om curat și sfânt. Ajută-mă să nu-mi pierd, Doamne, busola. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, și te rog pentru sufletul meu să fiu un suflet care să îți găsești plăcerea în el. În numele Domnului Iisus.